Șoferul în vârstă de 19 ani, drogat, care a spulberat un grup de 8 tineri, a ieșit în urmă cu foarte puțin timp de la spital. Acesta a fost dus pentru a se recolta analize după ce a ieșit pozitiv la 3 substanțe interzise. Este vorba despre un cocktail de droguri extrem de periculos. Haideți să vedem imaginile filmate în urmă cu foarte puțin timp. De ce te-ai urcat droga la volan? De ce ai fugit de la locul accidentului? Nu ți-a păsat ce se întâmplă? Realizezi ce se întâmplă? Obișnuiesc să droghezi frecvent? Zi-ne măcar de ce ai plecat. Nu ai vrut să vezi ce ai făcut? Și apar noi detalii despre acest șofer drogat care a spulberat cu mașina un grup de tineri. S-a întâmplat azi dimineață, avem imagini în exclusivitate, cu doar 30 de minute înainte de a produce tragedia. Acesta a intrat într-o benzinărie purtând ochelari de soare, deși afară era noapte. Și-a cumpărat țigări și dulciuri și părea extrem de tulburat, spun martorii. Acesta a consumat un cocktail de substanțe interzise, s-a urcat la volan și a lovit în plin tinerii care stăteau pe bordură. Vă reamintesc, doi dintre ei au murit, iar trei se află în acest moment la spital. Cătălina Zmereca este în acest moment în locul în care a fost prins șoferul drogat după ce a fugit de la locul accidentului. Te ascultăm, Cătălina. Bună ziua, bun găsit tuturor! Ne aflăm la intrare în Vama Veche. Aici a oprit șoferul mașina imediat după accident. A ajuns în această zonă unde a lăsat mașina, a rămas în mașină, probabil că s-a odihnit până când a fost prins de polițiști. Tot aici a rămas și parbrizul mașinii, a căzut pe asfalt, aici a și rămas. Iată că la câteva ore după ce a produs acest accident, a fost prins de polițiști. Nu știa exact ce a făcut, a spus că a lovit un animal, nu a conștientizat ce anume s-a întâmplat. Din păcate însă vorbim despre un accident extrem de grav în care două persoane și-au pierdut viața. Vorbim despre o femeie în vârstă de 20 de ani și un tânăr de 21 de ani care nu au mai avut nicio șansă. Trei persoane sunt în acest moment la spitalul din Mangalia. Medicii spun că sunt în afara oricărui pericol, însă au nevoie în continuare de îngrijiri medicale pentru că au numeroase traumatisme. Între timp s-a deschis și un dosar penal. Tânărul se află în acest moment la poliția din Mangalia, unde dă explicații pentru acest accident, însă este greu de comunicat cu el pentru că se află sub influența a trei droguri, vorbim despre cocaină și metamfetamină. Așadar, este o anchetă în desfășurare, vom vedea și cum se simt cei care se află în acest moment internați la spitalul din Mangalia. Cert este faptul că oamenii de aici sunt șocați de acest accident și spun că sunt șocați și de faptul că acesta nu a conștientizat nimic, că era pierdut, nu știa exact ce se întâmplă, de ce se află în mașină și cu cine vorbește în momentul în care a fost găsit.